Ministerul a transmis această notă, a mai transmis un ordin și ordonanța 77. Ordonanța 77, dacă o citim foarte bine, nu se referă decât la posturi vacante. Și în primul rând nu se regăsește în această ordonanță învățământul. Deci și este declarată și neconstituțională. S-au purtat de asemenea discuții cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Giurgiu pe marginea ordonanței declarată neconstituțională și nu au ajuns la nicio concluzie. ISJ Giurgiu a trimis nota, iar măsurile trebuie aplicate de directorii de școli. În urma acestor discuții e destul de ingrată că nici în inspectoratul nu sunt acoperiți de nimic, pentru că ei au primit o notă, această notă dată către școli, iar directorii sunt cei angajatori. Deci nici nu au acoperire de la inspectorat. Nici inspectoratul nu are o bază legală, nici directorii nu știu exact ce trebuie făcut și atunci singura soluție este ca sindicatul să deschidă acțiune în instanță. Atunci noi sindicatele trebuie să ne apărăm oamenii, noi trebuie să dăm o judecată pe cine? Directorul școlii și Consiliul de Administrație. Măsurile acestei prevederi ar afecta atât personalul didactic cât și pe cel nedidactic. Ar trebui trimise acasă femeile de serviciu ori șoferii de pe microbuzele școlare. O altă problemă ce va lua naștere din toamnă va fi aceea că vor veni grupele zero și pentru aceste clase vor fi necesare cadre didactice, iar ministerul cere restrângerea activității. Dacă la 1 septembrie se vor pune în aplicare prevederile acestei ordonanțe, la nivelul țării aproape 7.000 de angajați vor fi dați afară, iar la nivelul județului Giurgiu, 33 de persoane, fie că sunt cadre didactice, fie personal auxiliar, și-ar pierde locul de muncă. În cazul în care se vor tăia, probabil abuziv, adică noi trebuie să ne apărăm membrii de sindicat și ne pregătim să dăm o judecată. Am contactat Inspectoratul Școlar Giurgiu pentru a obține o declarație oficială față de acest subiect, însă purtătorul de cuvânt a spus că Inspectorul Școlar General nu are un punct de vedere și nu declară nimic. Dacă o să-mi permiteți, am să dau citire